De curând a ieșit de sub tipar cea de-a cincea carte a scriitorului mușcelean Paul Puiu. Volumul de poezie Zbor spre lumină va fi lansat în prezența scriitorilor mușcelen și a publicului iubitor de poezie la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung. Lasă-mă să te iubesc, ca pe o rază de soare ce iubește zorile, ca o iarnă aspră ce-și sărută pe geamuri înghețate florile. Lasă-mă să te iubesc cu marea în zori sărută nisipurile, cum dorul suspină la braț cu ecoul și cum într-o rimă se așten gândurile. Ar trebui să mă împac cu ce mi-a dat ursita, dar când privesc cum înflorește floarea din grădină, aș mai dori să pot să cer ceva la steaua mea divină. Biblioteca Municipală Câmpulung vă invită vineri, 21 iunie de la orele 11 să fiți alături de noi la o lansare de carte a poetului Paul Puiu Volumul Zbor spre Lumină, la sediu central al Bibliotecii din Strada Republicii, numărul 61. Din cele cinci cărți de poezii publicate anterior, poetul Paul Puiu vine acum înaintea cititorilor cu un nou volum, Zborul spre Lumină, al cărui titlu sugerează aspirația fiecărui pământean de a trece dincolo de hotarul timpului. Odihnindu-și aripile la umbră de amur străvechi, autorul Reiterează vechile teme, iubirea, natura, timpul sau relația cu Divinitatea, și risipește în paginile acestui volum acea senzație de armonie, liniște și candoare. Vă așteptăm la bibliotecă! Evenimentul va avea loc vineri, 21 iunie, ora 18, iar cei care doresc să primească o carte și un autograf de la scriitor sunt așteptați în sala de lectură a bibliotecii.